Fără poezie, viața e pustiu. Regal de filme românești la TVR 2 în noaptea dintre ani. Seara începe cu Operațiunea Monstru și continuă cu Masca de Argint. Îi puteți revedea pe Toma Caragiu, Marin Moraru, Octavian Cotescu și Florin Piersic. La miezul nopții intrați în noul an cu un spectacol de artificii. Apoi vă așteaptă Secretul lui Bacchus, Colierul de Turcoaze și Secretul lui Nemesis. Pe TVR 1, Stella și Arșinel dau super petrecere de Revelion. Fiți gata de distracție cu scenete, cuplete și pamflete memorabile de la ora 20:30. Iuliana Tudor aduce marile voci ale folclorului. Paula, Ovi și Adrian Enache pun la cale un duel amical, iar Ioana Voicu și Radu Tudor îmbină muzica actuală de top cu evergreen-urile începutului de secol. Pe 1 ianuarie, de la ora 12:15, TVR va transmite în exclusivitate cel mai îndrăgit concert al anului, în direct de la Viena. Îl veți putea vedea pe Gustavo Dudamel, cel care va deveni cel mai tânăr compozitor care a condus filarmonica din Viena în faimosul concert de anul nou. Unul dintre cele mai bune concerte din istoria muzicii. Seara, TVR 1 va difuza Beyoncé și Jay-Z on the Run Tour, un concert al celor două vedete înregistrat în urmă cu 2 ani pe scena Stade de France, în fața 80.000 de spectatori. Okay.